Cam așa arată cămăruța mea. Adică destul de aglomerățică și are geamuri. Dar... A? Ia uite-l mâncălar, mama, pe el. Cum își face el treaba și dezinfectează aerul, dezinfectează hainele, obiectele din jur. Deja miroase minunat, minunat. Îmbrățișez! Bună seara și bine ne-am reîntâlnit la Puterile Secrete. E o invitată specială astă seară, doamna Laura Calus. Bună seara, Laura! Mă bucur tare mult că suntem împreună, consultant feminitate și life coach. Așa. Bine v-am găsit. Și mulțumesc de invitație. Și eu mulțumesc că ai acceptat. Laura, o să vorbesc câteva cuvinte așa în numele tău. Cât știu eu aici după pagina de Facebook, îți spun că ești brașoveancă la origine, dar trăiești în sudul Franței. Așa. Ești pasionată de zona asta de spiritualitate. Tu o să-mi spui de când și de ce. Și câteva cuvinte ca cei care se uită la noi să își facă așa puțin, să-ți facă profilul. De când, nu știu, n-aș putea să spun de când, cred că dintotdeauna, îmi place să spun că dintotdeauna m-am simțit așa puțin altfel, chiar de la grădiniță, știi? Am memoria asta de la grădiniță că mă simțeam altfel, că mă lua la întrebări doamna educatoare de ce am bucle, că mi-a pus mama părul pe moase. Dar, bine, mai exact... Cred că a apărut pe la 33 de ani când s-a trezit femeia și am început să-mi pun întrebări, ce și cum. Eu sunt de meserie, sunt învățătoare. Uh-huh. Am fost învățătoare la Brașov, 13 ani. Uh-huh. Și am lucrat întotdeauna cu copiii și cu părinții și cu mamele. Și întotdeauna am observat că există o legătură între... copiii, părinți, dacă mama e bine, copilul e bine și probabil că asta a fost începutul drumului meu. Dar știi cum e? Ca să poți să îndrumi pe cineva, trebuie să te regăsești pe tine mai întâi. Corect. Cam pe la 33 de ani am înțeles că ceva lipsește și am simțit nevoia să plec. Probabil că aveam destule probleme și am zis că dacă plec departe, problemele rămân acolo. Și n-a fost chiar așa, că atunci când fugi de probleme, de fapt, cu tine. Fugi de tine, dar ele vin cu tine și mi-am dat seama că am ajuns la 2500 de kilometri distanță de Brașov și problemele erau tot cu mine. Și au durat ceva timp, a venit faimosul an... 2000, cât era? 2011? Nu, 2012, da? 2012 și cam atunci a început trezirea mea, dar încet, încet m-am tot căutat întotdeauna. Și cu adevărat m-am regăsit când am ajuns la un... am ajuns absolut întâmplător la un curs de mandale, ținut de o maestră, bineînțeles, și am rămas acolo 4 ani. Deci 4 ani de zile mergeam săptămânal la acest curs unde am învățat foarte multe. Era de fapt un desen, făceam niște desene, le cream sau doar le coloram. Și acolo m-am regăsit pe mine. Eram așa atrasă de cursul acesta, parcă era un drog. Mă regăseam, plecam de acolo vineri seara cu o energie fantastică. După o săptămână de muncă, vineri seara la 10 eram plină de energie și am început să îmi pun semne de întrebare. Și ca prin minune, în acel curs am aflat despre floarea vieții. Floarea vieții care este simbolul perfecțiunii. Cine nu știe... poate să caute, să dea un search pe Google și să vadă care este simbolul. Eu sunt înconjurată de simboluri în casa asta. Și cred că acela a fost un nou pas care m-a dus către și mai aproape de menirea mea. Am început să cercetez, să văd ce înseamnă, ce este floarea vieții, de unde vine, am cumpărat toate cărțile,
m-am dus mai departe și cred că aproape din perioada aceea, sunt aproape 10 ani acum, uite că cred că chiar sărbătorim 10 ani împreună, am cam desenat floarea vieții în fiecare zi. Deci a devenit un fel de ritual pentru mine, floarea vieții, și încet, încet am descoperit calitățile și beneficiile acestui simbol. Când am început să lucrez pe partea de coaching, m-am simțit atrasă de zona de feminitate, tocmai pentru că veneam din zona aceea de muncă cu copiii și cu mamele. Am înțeles că dacă nu lucrăm cu mamele și dacă mama nu este fericită, nu putem să facem nimic pe lumea asta. Undeva trebuie început. Și am mers mai departe pe partea asta de feminitate. Bineînțeles că mi-am căutat eu propria feminitate. Și primele cursuri, primele programe pe care le-am creat ca și coach au fost astfel de programe de feminitate, în care discutam despre tot felul de probleme feminine și simțeam la un moment dat că lipsea ceva. Pentru că femeile nu au timp, sunt întotdeauna, pun întotdeauna pe altcineva pe locul întâi, copiii sunt pe primul loc în viața lor. Și am căutat o metodă, oarecum să le păcălesc, să poată să stea măcar o oră, o jumătate de oră doar cu ele. Și atunci mi-am adus în general sau în particular, în mod special, de româncele fac asta, din ceea ce eu... Toate femeile. Care este diferența dintre femeia care trăiește, s-a născut în Franța, și femeia din România? Dacă ne ducem la esență, nu e nicio diferență. Diferența este poate puțin mai mult franțuzoaicele se prețuiesc mai mult decât se prețuiesc româncele? Nu. Nu? Nu pot să fac această calificare, pentru că în momentul în care lucrez cu femeia, chiar cu omul în general, constați că nu există diferență. Eu am călătorit destul de mult, am fost în Statele Unite de 2 ore, am stat odată timp de 3 luni acolo și am realizat același lucru. Deci și acolo problematica este aceeași. Am fost în Japonia, problematica este aceeași. În toată Europa, femeia care nu care știe, știe și care nu știe, nu știe. Femeia care își dă atenție, da, probabil că aparențele pot să ne păcălească dacă călătorești mai mult sau dacă te îmbraci mai bine sau ai mai mulți bani sau... Dar în final, în interior, dacă nu ajungi la sursa ta interioară, poți să ai toți banii din lume și case și mașini, că nu e suficient. Nu e suficient. Deci din punctul meu de vedere nu există. Toată lumea în epoca în care trăim acum, toată lumea are nevoie de această muncă personală și de acest drum interior de care am cam tot fugit. Care deci este, spune-mi o unde se produce declicul unei femei, ce o determină să te caute? Când nu mai poate. De ce nu mai poate? Când nu mai poate, când i-a ajuns cuțitul la os, când se poate să fie în depresie, cam după 35 de ani, când bateria interioară este epuizată. Se simte inutilă, se simte neascultată, nebăgată în seamă. Sau dacă este într-o perioadă a vieții în care își caută un partener și nu înțelege de ce, ori de ce nu găsește un partener potrivit, ori de ce atrage tot felul de parteneri nepotriviți. Cam asta este. Deci când nu mai poate. Încearcă și vede că este... într-un fel șablonat partener, tot același. Repetă niște tipare pe care nu le înțelege și crede că e ceva, se întâmplă ceva cu ea. Și într-adevăr, se întâmplă ceva. Dar nu că se întâmplă,
aș zice mai degrabă că nu se întâmplă, că e, are ceva, trebuie să se descopere pe ea, să aibă mai multă încredere. Și atunci, într-adevăr, în ultima perioadă cam vin la mine femeile acestea care au făcut deja un drum. Sunt foarte multe femei astăzi, din ce în ce mai multe, care fac terapie, caută, își pun întrebări, se ocupă de ele. Și totuși lipsește ceva. Chiar am avut această frază, am de toate, și asta este un moment în viața unei femei, am de toate, și casă, și mașină, și carieră, și copii, chiar și un soț foarte bun, și totuși lipsește ceva. Și acel ceva este acolo în interior, este sursa pe care noi o căutăm cu toți. Eu lucrez cu femeile, dar și pentru bărbați este valabil acest drum interior, această călătorie, pentru că nu ne-a spus nimeni că toată puterea e la noi, nu am avut această educație. Din punctul meu de vedere, informația aceasta a fost oarecum ținută secretă. Poate că încă sunt secrete, dar se începe să se vorbească din ce în ce mai mult, peste tot. Chiar în materie de geometrie sacră, cu care eu mă ocup de ceva timp, în ultimii doi ani, încep să iasă la iveală foarte multe informații, ceea ce e foarte bine. Înseamnă că începem să avem acces la adevăr și este chiar la îndemâna noastră. Eu văd aici că ai și cărți scrise. Nu știu dacă aș putea să zic, sunt mai mult desenate decât scrise, dar am făcut, cred că, 6 cărți. Am creat aceste instrumente de lucru pentru femei, pentru oameni, chiar și pentru copii. Am creat niște mandale inspirate din floarea vieții și astea le ajută oamenii, ajută femeile să se descopere, să ajungă la sursa lor. De fapt, meditația, floarea vieții și mandala reprezintă o formă de meditație. Corect. Este o altă formă de meditație și femeia care tot timpul spune că nu are timp și că nu poate să stea degeaba, o ajutăm să fie creativă, să-și ia o oră din timpul ei prețios și nu numai că îi se trezește creativitatea, dar reprezintă și această formă de meditație și se reface drumul interior. E un fel de metaforă, dar cine începe să coloreze și să se aplice și mai ales să construiască mandalele cu compasul, aceștia simt, femeile acestea simt, deci nu există cineva să poată să spună că nu n-a simțit ceva. Deci dacă îți dai voie să faci pasul acesta, se întâmplă miracole. Miracole din astea frumoase, așa, de care beneficiem în fiecare zi. Este știut, chiar și Jung, părintele psihologiei, lucra cu mandalele acum aproape 100 de ani, dacă nu mai bine. Și el însuși desena una pe zi și folosea mandala în terapiile lui. Acum, eu, pentru că am găsit floarea vieții și am descoperit că este tiparul perfecțiunii, tiparul în care a fost creată, a creat tot ce există pe planeta asta, inclusiv molecula de apă, mi-am zis că trebuie să fie o legătură între ființa umană și floarea vieții. După aceea am descoperit că în floarea vieții se ascunde, între ghilimele, se ascunde toată geometria sacră. Și atunci am început să desenez și am creat acest program care este, aș putea să zic că e unic, încă n-am auzit pe cineva să fi pus împreună coachingul, dezvoltarea personală și geometria sacră. Și timp de 10 luni de zile desenăm cu compasul. Și scoatem frici, scoatem gânduri limitative, punem obiectivele, trezim creativitatea,
femeile încep să aibă curaj, să aibă curaj, să se privească altfel, să fie mai feminine, învață să tacă. Este interesant că de multe ori mă întreabă ce este cel mai important pentru o femeie și le spun că asta este, să învețe să tacă și să... Păi da, dar eu nu știu să vorbesc. Foarte bine, nici nu trebuie. Este, cel mai bine este să știi să taci. Da, bine, să taci nu dintr-o formă de obediență, ci din înțelepciune. Nu, din iubire și din acea energie a feminității. Când spun să taci, nu înseamnă să nu vorbești. Sigur. Da, am văzut aici și foarte frumos denumit geometrie sacră și feminitate. Le-ai asociat frumos și cred că fără partea feminină n-ar exista această geometrie sacră. Pentru că femininul este în, cum să spun, piatra de bază în geometria sacră. Cum decurge un astfel de curs? Este, la început a fost 10 săptămâni, apoi a fost un curs de 3 luni, după care l-am numit program. Este ca un fel de școală, 10 luni, poate chiar un an de zile. Timp în care desenăm fiecare element din geometria sacră, lucrăm foarte mult pe creativitate și lucrăm cam o lună de zile fiecare desen. Nu impun nimic, pentru că nu-mi place să fie nimic impus, dar recomand să deseneze în fiecare zi. Adică devine un fel de meditație, de ritual, de acest desen, pentru că în timpul desenului, obiectivul nu este să facem expoziții cu tablouri. Ele sunt frumoase pentru că toate femeile, de fapt toți oamenii, dar în special femeile au această creativitate, nu trebuie decât să îi dăm voie să se manifeste, dar de fapt obiectivul este să parcurgem drumul. Și în momentul în care femeia desenează cu compasul, cu creioanele, cu chiar cu acuarele, cu pensula și pun culoare, se întâmplă, este ca un drum interior și pe drumul acesta se întâmplă minunile. Deci asta este, la sfârșitul drumului ajungi acolo unde trebuie să ajungi. Și le mai spun că, de fapt, în timp ce desenează mandala, ele se întâlnesc cu copilul interior. Știu din proprie experiență că întâlnirea cu copilul interior uneori poate fi foarte dureroasă și noi fugim de durere, că nu ne place să ne doară, fugim de lucrurile care ne-au supărat în viața asta. Pentru că vorbești de copilul interior, iartă-mă că te întrerup, a ajuns un pic de expresia asta așa, ca un șablon. Vorbești cu copilul interior, faci cu copilul interior. Ce este de fapt copilul interior? Eu spun din punctul meu de vedere ce am simțit eu. Că, știu, uneori mă simțeam așa leneșă, că mă săturasem să tot citesc informație scrisă de alții, informație pe care noi, de fapt, o avem în noi. Și a fost o perioadă în care și eu am fugit de întâlnirea asta, pentru că simțeam că ceva mă deranjează și am zis, încă nu, vedem noi când a venit timpul. Și tot desenând, bineînțeles, am realizat că, de fapt, acest copil interior suntem noi, da? Sau este ceva din noi, ceva din noi uitat în interior, acel copil care se joacă, care are nevoie de joacă asta. Noi chiar avem, deci jocul ar trebui să facă parte din viața noastră săptămânal, dacă nu zilnic. Să avem o parte de element ludic în viața noastră. Ei, acest copil interior e practic ne ia de mână și ne duce în interior, la sursa noastră. Sursa care este extrem de abstract ce spunem.
Dar o simțim, știi, când omul când spune mă doare sufletul, noi punem mâna, dar e vorba de chakra inimii, punem mâna, ne ducem undeva în inimă, în plexul solar, fiecare simte, dar în general e zona asta de în piept, da? Mă duc la sursă. Este ca și când m-aș duce la locul unde mă bag în priză și îmi încarc bateria. Uh-huh. Noi avem nevoie de această resursare. Mă recentrez. Uh-huh. Uh-huh. Practic, exercițiul de a colora o mandală, asta face, te duce la centru. Te ajută să te duci în interiorul tău. Este partea aceea din noi unde nu ne formalizăm, unde suntem firești. Unde descoperim noi adevărul nostru. Exact. Suntem noi înșine. Asta e copilul interior, că copilul corect. Nu are măști, nu are frici, nu are prejudecăți, nu face presupuneri, este pur. Deci noi ne întoarcem la zona. Lăsați copiii să vină la mine, se referă la omuleții mici, la vârsta omului sau se referă la suflete? Da, da. E clar, da. Se referă la acele suflete curate, acele suflete nepângărite care merg cu deschiderea respectivă în adevăr, în lumină, în dreptate, că nu asta, către asta năzuim toți, adică cam către asta ar trebui să năzuim. Deci, exact, da. Care sunt problemele? Ai putea să spui așa, uite, cum ai spus, am fost în Japonia, am interacționat cu femei din Japonia, din Franța, din Anglia, din Spania, eu știu, de peste tot. Au o trăsătură de bază, în afară de această vârstă de 35 de ani, care mie mi se pare mult prea mică, adică eu consider că astăzi o femeie la 35 de ani este încă foarte tânără. Dar e foarte bine. E foarte bine să ajungă la să conștientizeze nevoia asta și mai devreme. La 35-36 e limită. Ok, asta da, e adevărat. Deci, ce le marchează atât de tare? Ce le afectează? Le afectează lipsa asta de lipsa de energie. Deci dacă femeia e capabilă de foarte multe lucruri și pentru că îi se tot spune că nu e în stare, ea vrea să dovedească și dovedește și job, și facultate, și copii, și casă, și masă, și sport, și arată bine, și tot, și informată, că citește. Uh-huh. Deci când să faci toate astea? Când să faci? Că femeia nu este a face, femeia este a fi. Femeia uită să fie. Și toată agitația asta din viața ei o obosește. Cam asta este trăsătura comună. Da. Femeia uită care este, de fapt, menirea ei. Uh-huh. Și negrijează feminitatea. Negrijează feminitatea, intră în energia masculină și atunci obosește. Asta este punctul comun. Pe toată planeta, cred. Da, da, e o trăsătură. Și este punctul comun că și bărbații în același timp uită că și ei au o parte de feminitate și ei au nevoie de acest... Cred că la ei partea asta de feminitate a crescut procentual și a scăzut un pic la femei. Păi dacă femeia ia loc, ocupă toate posturile. Femeia face tot. Dar ea fiind mai responsabilă, mai ales femeia care devine mamă, atunci a fost nevoită să le facă. Da, e adevărat. Eu nu spun lucrurile astea. Eu nu acuz pe nimeni. Da, sigur, nu. Da, deci nu acuzăm, că nu suntem aici să punem pe cineva la colț. Pur și simplu constatăm și nu e nimic rău în asta. Că nu e rău nici să fii în energie masculină, dacă ai un job, dacă ai o întreprindere, trebuie să iei niște decizii. Este foarte, adică când te duci să faci cumpărături, nu stai așa să fii visătoare, că trebuie să ai o listă și să cumperi. Trebuie să-ți hrănești familia, nu? Deci trebuie să fii în energie masculină. Dar în momentul în care ajungi acasă sau în momentul în care intri în dormitor, lași masculinitatea deoparte și devii feminină și
îți dai voie să te odihnești, îți dai voie să desenezi, îți dai voie să cânți. Măcar o dată pe săptămână îți dai voie să faci ceva ce îți place. Am întâlnit foarte multe femei care nu știu ce le place. Cum adică? Păi nu. Îmi place să le fac plăcere celorlalți. Femei care știu, cunosc pe de rost toate gusturile copiilor și ale soțului, dar ele nu au gusturile lor. Adică nu au o pasiune, un hobby, ceva care să le aparțină numai lor. Să ai acea oră pe zi care să fie doar pentru tine. E foarte important. Dacă nu știi, chiar nu știi ce-ți place, începe prin a face nimic. De asta este foarte greu să faci nimic, chiar și un minut, 5 minute. De aceea le-am dat cartea cu decolorat. Prima carte pe care am creat-o a fost o mandală de buzunar, în ideea că vedeam foarte multe femei active, cu gențile alea mari care cântăresc și 5 kg. Care au devenit valize. Care au devenit valize. Și am zis, în această geantă poți să pui și mandale de buzunar, în tren, în avion, când aștepți la bancă sau la dentist, sau știu unde ai 15-20 de minute timp mort, scoți cartea, cărticica și colorezi. În momentul în care tu colorezi acea suprafață sacră, că este o structură sacră, da? Adică ea este creată de univers, de Dumnezeu, ea așa a fost creată să fie, practic tu desenezi, tu colorezi structura sinelui tău. Te întorci la tine. Este un moment de conexiune cu sinele tău. Și dacă tu îți dai voie 5 minute, 10 minute, încet, încet, porți această carte cu tine, activitatea asta este atât de plăcută corpului tău, încât devine te întorci la ea cu plăcere, devine un obicei. Nu, și acea simetrie și armonia desenului se impregnează pe tine. Absolut. Automat. Practic, e ca și când tu îți pui la loc structura ta, îți rearanjezi piesele de puzzle din corpul tău și acționează până la nivel de ADN. Corect. Există studii științifice care arată lucrul acesta. Sigur, deci e atât de simplu încât uneori nici nu-ți vine să crezi. Dar simplitatea este exact ceea ce căutăm noi. Uite, dacă plecăm de la experiențele făcute pe structura apei, noi suntem 70% apă, da? Când noi impregnăm un gând, gândul acela se duce până în ultima noastră celulă. Da. Când noi suntem concentrați pe acel desen, când construim acea armonie, ne construim armonia din noi. Reglăm absolut totul în noi. Absolut. Deci lucrurile se au explicație logică. Nu sunt invențiile noastre. Nu. Ce spun tuturor, deci clar că există astăzi, avem foarte multe dovezi științifice care pot să argumenteze. Le avem, le știm, este suficient să vrei să cauți și le găsești. Eu spun întotdeauna, te rog să nu mă crezi pe cuvânt. Doar să încerci, da? Să experimentezi, să vezi cum te simți. Cercetează și vezi. Să vezi cum te simți. Deja tu te simți bine doar privind un astfel de desen. Îl privești, meditezi 5 minute în fața lui și deja te simți mai bine. Chiar descoperisem de curând, cred că este un desen medieval, reprezintă pe Dumnezeu, creatorul, cu un compas în mână. Deci ce vrei mai mult? Uite, probabil că aș fi putut să dau imagini, dar dățile următoare vom da și imagini care să arate lucrul acesta, știi? Dacă creatorul a fost cu compasul în mână, noi de ce nu ne-am putea juca cu acest compas? Dacă noi am fi fost atât de... sau am fi avut această cunoaștere în școală, așa cum făceam niște ore, poate parte din ele nu le-a folosit la nimic, să fi făcut și o oră de geometrie sacră. Este suficient să coloreze mandale copiii.
Noi deci am noi am făcut această experiență. Cu totul altă perspectivă le-am fi văzut. Stai să te gândești că toată istoria de omenire este marcată de simboluri. Dacă știi să le citești, știi istorie. Absolut. Adevărată, nu ceea ce ni s-a transmis. Așa este. Sau matematica. Dacă am învățat geometria prin aceste solide platonice sau prin jocul cu compasul, creând... Ar fi mult mai accesibilă tuturor. N-ar mai fugi copiii de matematică. Sigur că da. Elevele mele spun tot timpul: aoleu, am greșit. Dar nu ai cum să greșești. Este imposibil, pentru că floarea vieții are 19 cercuri și ea se încadrează într-un cerc perfect. Sigur. Nu ai cum. Deci tu poți să faci ce vrei tu, să te duci cu cercurile până unde... Nu, eu nu zic să le numeri. Nu vor fi niciodată nici mai multe, nici mai puține, pentru că ele sunt exact atâtea câte trebuie să... Păcat să fi făcut așa prin mimetism și să luăm ca exemplu niște structuri, și mă refer la una dintre structurile care conduc astăzi lumea, care au ca simbol compasul. Da. E o structură de putere care ne conduce pe toți. Noi exact. Am găsit alte simboluri care nu ne-au dus chiar către ce trebuie să ne ducă. Adică ne-au dus către ce trebuie, nu de alea am fi avut nevoie. Dar uite, încet, încet oamenii deschid ochii. Sigur că să da. Știi că eu, făcând această emisiune de 10 ani de zile, văd transformările. Văd transformările la cei cu care vorbesc, la cei cu care interacționez, la cei care pun întrebări. Ei sunt cei mai buni barometru. Pentru că văd tot timpul că gradul lor de cunoaștere crește. Deja pot să spun că avem un public avizat, un public cu care vorbește aceeași limbă. Și este extraordinar de plăcut. E minunat, da. Până la urmă, asta este toată bucuria acestei munci, pentru că e o muncă pentru fiecare, chiar dacă celor care sunt acasă spun: a, păi s-a obișnuit, nu mai există emoție, nu mai... Ba da, există emoție de fiecare dată, există o pregătire pentru fiecare emisiune, există o pregătire a fiecărui invitat atunci când facem emisiunile și există în principal o energie de iubire și de dorință de a face ceva bun, de a transmite ceva bun, de a se mișca ceva în urma fiecărui cuvânt pe care îl spui. Poate că despre asta e vorba când vorbim despre energie feminină. Energia feminină se trezește și este mare nevoie de ea și aduce energia feminină, aduce iubirea. Și atunci dacă facem totul... Necondiționată. Cu iubire. Condiționată care... sau necondiționată, că știi, sunt doar cuvinte. Dar eu zic că femeia la un moment dat este capabilă de acea iubire necondiționată. Absolut. Când devine mamă, are un copil și este o mamă normală, este capabilă de iubire necondiționată. Și o mamă care se iubește pe sine și care știe, își cunoaște valoarea, cu cât își cunoaște mai mult valoarea și puterea personală, ea poate să dea mai multă iubire. Corect. Este foarte simplu. Unii spun, păi cum, să mă gândesc doar la mine, asta nu înseamnă că fac rău celorlalți? Păi tocmai aici este partea interesantă. Că în momentul în care tu îți dai timp să te gândești la tine și să te apreciezi și să te accepți și să te iubești în final, că despre asta e, iubirele include pe toate. Tu nu mai poți să faci rău. Că nu ai de ce. Nu mai ai niciun motiv. Dacă tu ești bine și te simți bine tu cu tine, pentru ce să faci rău? Că nu te mai interesează partea de rău. În niciun caz nu mai faci rău cu bună știință. Poți să jenezi pe cineva, dar acolo e altceva. E altă discuție. Am folosit foarte des la apă. Am observat că aveam și o energie mai mare, mai bună. Simțeam mai bine după ce consumam apă energizată cu imacul. Și era o apă pură, ca de izvor. Deci eu chiar am fost pe munte mult timp și chiar era gustul ăla de apă de izvor. Și mi-a plăcut asta. De aceea recomand tuturor.
Te-aș întreba, Laura, în cât timp reușești să dai jos masca unei femei care vine să se adreseze ție? Să-și ceară ajutorul sau să-ți facă un curs de mandale sau, nu știu, să experimenteze? Acum, ce să zic, n-aș putea să știu că sunt foarte multe femei care se uită la mine fără să știu. Deci vin în contact direct cu mine după ceva timp. Eu pot să dau masca jos imediat. Numai că nu are sens. Nu, degeaba spun eu asta este. Că eu pot să spun din prima care e problema. Uh-huh. Ideea este ca ea să descopere și să accepte că un coach nu dă sfaturi, ci te lasă pe tine să descoperi. Dar intuiția vede imediat. Și uneori poți să spui, alteori nu poți să spui. Dar se rezolvă. Floarea vieții face minuni. Face minuni. Face minuni, da. Și uite că m-a întrebat cine face aceste desene minunate. Uh-huh. Sunt desene făcute de mine. Toate așa. Sunt în structura florii vieții. Pentru că, după cum îți spuneam, de 10 ani, aproape că am desenat în fiecare zi. Și momentul în care am început să creez altfel de mandale din floarea vieții, am început să descoper lucruri. Adică în această structură a perfecțiunii se ascunde tot. Nu trebuie decât să-ți dai voie. Uh-huh. Și la un moment dat, când era chiar primul meu curs de geometrie sacră, împreună cu eleva mea, am zis, hai să vedem ce găsim. Și am descoperit o balerină. A ieșit un desen foarte frumos, îl am pe site-ul meu, în cataloage. Am povestit despre această balerină, care dansa foarte frumos. Și atunci am zis că, de fapt, balerina asta nu poate dansa singură. Ea trebuie să aibă un partener. Și desenele pe care le vedeți în spate reprezintă acest cuplu perfect, de care toată lumea fuge. Uite și aici eu am un desen foarte frumos. Toată lumea spune că nu există cuplu perfect. Dovada că există este aici. Deci dacă orice putem desena în această structură a perfecțiunii, înseamnă că există. Corect. Și când vorbesc de cuplu perfect, acum știți, spun ca să nu vină oamenii să dea cu piatra. Da. În primul rând, bineînțeles că prima idee a mea a fost de cuplu perfect, femeie-bărbat, pentru că n-am întâlnit încă pe nimeni care să nu-și dorească acest lucru, cu adevărat. Sunt foarte multe voci feminine, masculine, care spun nu, mie nu mai îmi trebuie, eu nu am nevoie, sunt foarte bine așa. Dar, de fapt, dacă vine Făt Frumos sau Ileana Cosânzeana, suntem cu toții foarte fericiți. Adâncul sufletului își doresc, dar își reprimă această dorință din frica de eșec. Exact. Asta este. Și atunci, eu am desenat, zic, uite că se poate, da? Dar desenând și redesenând și căutând, de fapt am înțeles că primul pas este să îți împaci cuplul interior, să aduci acest echilibru și această armonie între femininul și masculinul din tine, să fii tu în echilibru, să știi exact cine ești și ce vrei. După care, partenerul sau partenera ideală, eu așa spun că este partenerul ideal, vine. Pentru că l-atragi. Deci, faptul că repetăm și repetăm și atragem tot același gen de partener care, la un moment dat, nu se dovedește a fi persoana ideală pentru noi, este că noi nu suntem într-un echilibru. Absolut. Atragem exact ceea ce emitem. Atragem ceea ce emitem sau atragem ceea ce avem nevoie să vindecăm sau să reparăm. Sau să conștientizăm că ne-am învățat să vindecările acestea să dureze mult și să fie dureroase. Nu mai e așa cum era acum 30-20 de ani. Astăzi este suficient să conștientizăm, să zic, să am un aha personal, asta trebuie să schimb eu, asta nu fac bine. Și, a doua zi sunt pe calou. Am înțeles și mă duc mai departe. Adică nu mai e așa complicat. Tot timpul am spus, viața noastră este foarte simplă. Noi o complicăm
cu tot felul de filme și de, de foiletoane, așa ne creăm tot felul de, de seriale în minte, știi? Dar dacă învățăm acest drum să ne ducem la sursă, în permanență, să ne ducem la sursa noastră interioară, chiar am, eu am lucrat nu mult și nici foarte oficial, pentru că bărbații nu prea vor să accepte deocamdată lucrul acest, că ei poate să găsească o soluție colorând o mandală. Dar am lucrat cu câțiva care au zis, da, când am o problemă, chiar și la birou, scot cărticica, colorez o mandală și după o jumătate de oră pot să iau soluția cea mai bună. Ce se întâmplă în momentul acesta? Când tu iei 30 de minute, chiar și mai puțin, să rămâi tu cu tine. Să te focusezi pe... Să te focusezi, dar nu pe problemă. Să te lași mintea limpede. Să lași mintea să se odihnească. Există și alte metode de a-ți liniști mintea. Ca și când ai face o meditație. Dar, marea magie cu floarea vieții și cu aceste structuri perfecte este că ele te ajută să te duci la sursă și te ajută să te duci acolo unde este adevărul tău. Și pac, ca prin minute, îți vine soluția. Îți vine soluția. Eu aveam la început, când, în primii ani, când desenam floarea vieții, visam soluția la problema de mâine. Aveam aceste vise premonitorii, despre care toată lumea povestește, dar puțin cred că există. Și da, se poate. Adică noi avem niște capacități extraordinare, dar nu le folosim. Și atunci, iată, magia. Aceste tablouri care au ajuns în mai multe case, acolo, chiar și unde erau deja cupluri, cuplul s-a armonizat din ce în ce mai bine și fetele, doamnele, femeile care au fost, că trebuie să fii pregătit pentru asta, știi? Să ajungi pe drumul tău. Deci ajungi la un moment dat în care vezi acest tablou, îl vezi, îți place, l-ai luat la tine, în maxim 6 luni de zile ești, ai întâlnit persoana, partenerul perfect. Acționează foarte repede, pentru că acționează exact cum spuneam la început, se echilibrează ceva la nivel molecular, chiar la nivel de ADN, în corpul nostru. Și atunci, dacă totul merge, dacă sistemul este aliniat, normal că totul merge bine și atragi exact ceea ce vrei. Practic se desfac niște blocaje. Da. Pe care tu singur ți le-ai pui, ți le-ai pus și începi să... Tu singur sau educația sau... Exact. Da, sunt multiple. Astea sunt subiecte pe care se poate discuta mult, știi? Dar este un instrument, știi, geometria sacră este un instrument de autocunoaștere foarte puțin intruziv, adică nu e cu durere. E plăcut, este, aș putea să spun la îndemâna oricui, că chiar și un copil de 80 ani poate să lucreze cu compasul și cu rigla. Deci pentru un adult nu este o problemă. Deci e păcat pentru cei care vor să facă ceva pentru ei, poți să lucrezi și singur dacă crezi că te ajută asta. Bineînțeles că întotdeauna e mai ușor să ai un maestru lângă tine, cineva care să te îndrume și să-ți arate oarecum lumina, știi? Să-ți arate unde este felinarul la tine în casă, știi? E mai ușor. Dar rezultatele sunt fascinante. Rezultatele, nu numai că te recunoști pe tine și capeți încredere în tine și că creativitatea devine debordantă, explozivă. Sunt doamne care au prins curaj și au făcut site și au făcut firmă și au început să creeze cursuri și au scris cărți. Am salvat cupluri chiar. Pentru că oamenii cred că celălalt e de vină.
Dar dacă înțelegi că de fapt nu e nimeni de vină și că tu poți lucra la tine și că dacă ceva te deranjează la partenerul tău, e bine să te uiți înainte în interior, totul devine foarte simplu. Chiar soții prietenelor mele mă întrebau, nu știu ce le faci cu cărțile astea, dar mai fă-le, că e bine. Oricum, femeia reușește să vadă mult mai în adânc un simbol, să-l trăiască, să-l simtă, iar energia asta lui doi în care am intrat îi potențează toată această capacitate. Și e clar, e o perioadă de schimbări mari, eu zic că de schimbări în bine, chiar și lucrurile rele care s-au întâmplat și pe care încă le mai trăim, fac să ne trezim. Absolut. Vedem altfel. Altfel am fi stat într-o dolce faniente, așa, în confortul. Păi nu putem, că nu ne lasă. Păi nu ne lasă. Natura nu poate să stea locului. Sigur. Noi suntem într-o permanentă evoluție, deci era absolut nevoie, dar pentru că probabil că evoluăm într-un sens prea mult în exterior, cineva undeva foarte sus a zis, gata, trebuie să faceți stop. Exact. Să faceți stop joc, dar în adevărata... Să faceți saltul. Așa, ca să puteți să vă întoarceți la voi. Corect. Ca să auzi oameni pe care n-ai fi crezut niciodată că poate să spună așa ceva, să spună, Doamne, am auzit păsărelele cântând. E minunat. Da? Ce bine că e liniște în oraș. În primăvara asta, în vara asta, de fapt, am început să reauzim avioane. Sunt avioane! Deci, practic, ne-am reîntors la o viață, la viața după care toată lumea tângea, dar nu mai știam. Știi, dacă, uite, pot să fac comparația cu femeile acelea care veneau la mine și spuneau, am de toate, dar lipsește ceva. Cam așa era și viața noastră, oarecum. Avem de toate, că avem condiții, avem case, mașini, avem internet, avem telefoane de ultimă generație, tehnologie. Măi, dar nu mai avem sursă. Nu mai știm care este, ce suntem noi în interior. Sunt oameni care nu mai știu unde este ficatul și inima, ce se întâmplă cu... De ce trebuie să beau apă? Și nu e asta, nu e o metaforă, a fost chiar o constatare și am... Știi, eu am avut o lungă perioadă, cred că vreo 15 ani așa, când am cam stat deoparte de oameni, așa, am locuit undeva oarecum în pădure, așa, și vedeam oameni destul de rar și prieteni mai... Deci nu am mers la serviciu să văd oameni tot timpul. După ce am plecat de la școală, am avut așa o perioadă destul de lungă când oarecum m-am izolat. Și acum când ies din nou în lume și descoper, văd oameni, copii care nu știu, n-au cules niciodată un măr din copac, ți se pare normal lucrul acesta? Nu. Este... Și asta se întâmplă. Copii care nu se mai joacă afară. Cum adică să nu ficulezi vreodată un măr dintr-un pom? Sau să știi că măslinul face flori? De asta, în parte, deci, manualele noastre s-au schimbat pentru că s-a considerat că nu mai rezonează copiii cu povestea din manual, pentru că ei nici nu și-o pot imagina. Da. Și atunci am trecut la aceste manuale seci. Acum, da, nu suntem aici să criticăm. Nu, dar ele formează omul viitor. Da. Nu stăm să criticăm, dar ele vor forma și atunci nu te mai miri când copilul nu se bucură că a văzut sau nici nu știe ce să facă dacă vede un măr într-un copac, ce e la... Zice că ori el îl vede doar la supermarket. Da. Și atunci... Dacă e puțin mai strâmb, are ceva, știi? Exact.
Deci, da, ne întoarcem la această sursă. Când spun sursă, asta este în tot. Să tăcem mai, să tăcem mai mult și să ascultăm mai mult și să ne ascultăm mai mult. Poate să trăim mai simplu. Simplitatea asta mi se pare o definiție de care avem nevoie. Știi că Brâncuș, marele nostru sculptor, spunea că simplitatea este o complicație rezolvată. Corect. Hai să rezolvăm complicățile astea, complicăciunile din lumea noastră prin simplitate, știi? E suficient să bem apă, nu trebuie să bem neapărat toate sucurile din lume. Putem să mâncăm o felie de pâine în loc de 7 pâini cu tot felul de invenții. Deci, pentru a ajunge la simplitate, trebuie să ai un soi de cunoaștere. Și da, trebuie să suferi. Exact, ca să ajungi la firesc, la simplitate, uite, faci ca l-om alchimistul Coelho, te plimbi prin toată lumea ca să ajungi să deschizi ochii lângă casa ta să vezi că, de fapt, acolo era răspunsul. Exact. Da. Pentru asta trebuie să facă tot acel periplu, ca să și să trăiască toate experiențele alea. Pentru că altfel nu înțelegea. Da. Deci, e frumos să trăim toate experiențele și să învățăm din ele și să le facem atenție celor care le-au trăit, că poate nu e necesar să trăim toți catastrofe, știi? Nu, nici... Eu zic că încă Dumnezeu este blând așa cu noi și uite, ne lasă și timp de respiro, timp de gândire, timp în care să ne modificăm, să vedem care este partea bună din fiecare lucru. Este totuși un timp suficient pentru a deveni mai buni. Este, da. Exact. Eu sunt foarte optimistă. Din fir, așa, cred că m-am născut să fiu optimistă și întotdeauna am reușit să văd jumătatea plină a paharului. Chiar în cel mai, mi-aduc aminte, de la școală, când eram învățătoare, cel mai năzdrăvan copil avea ceva bun. Deci toți copiii au o steluță și un talent și dacă știi să-i întrebi ce-ți place ție cu adevărat, vei găsi acea sursă de acel mic diamant care strălucește. Deci noi toți suntem buni la ceva. E important să ne dăm voie să găsim acea sursă. Mm-hmm. Chiar și la asta ne ajută această geometrie sacră și floarea vieții. Că de fapt redescoperirea de sine despre asta este. Să știi cine e, să știi ce-ți place și să poți să faci ce-ți place. Și să ajungem să nu ne mai spună părinții, dragă, nu te faci muzician, că o să mori de foame. Sau nu te faci artist, că din ce o să trăiești? Știi, dacă fiecare ar fi la locul lui să facă exact ce îi place, cu pasiune, da. Și cu, s-ar readuce echilibrul acesta planetar, că într-adevăr toată lumea... Uite, dacă spui unuia, domne, ce-ți place cel mai mult să faci? Uite, îmi place să pictez, da? Ok, fă asta cu tot sufletul tău, cu tot dragul și ai să vezi că banii vin. Nu pune banul înainte, pune-ți înainte pasiunea, ceea ce iubești, fă aia și ai să vezi că vin. Ah, tot de aici, astea sunt prostii. Deși, uite, mai devreme am avut o emisiune cu niște prieteni dragi. Și mi-au spus, în clipa în care am procedat așa, nu m-am stat să mă gândesc cât o să câștig la sfârșitul lunii. Nu mi-am mai făcut niciun fel de calcule. Toată viața mea parcă s-a aliniat și lucrurile au început să curgă, să se întâmple într-un firesc. Doar că trebuie să ne dăm voie și nimeni nu este de acuzat, pentru că încrâncenarea asta ultimilor ani, în care tot timpul am fost într-o competiție, pentru că așa am fost nevoiți să fim. Asta ni s-a inoculat. Ne-a schimbat un pic. Acum ar fi bine să înlocuim cuvântul competiție cu cuvântul colaborare. Mm-hmm.
și să conștientizăm, să ne dăm voie, să acceptăm că nu putem să facem nimic de unii singuri. Pentru că noi nu suntem construiți să fim singuri. Dacă ne uităm la floarea vieții, floarea vieții este, sunt niște petale, da? Care sunt, sunt interconectate. Sigur. Putem să ne imaginăm această structură pe toată planeta. Deci, practic, noi suntem interconectați unii cu alții, că vrem, că nu vrem. Această interconectare există. Deci noi suntem mult mai bine și mult mai productivi și mult mai fericiți când lucrăm împreună. Pentru că nu există competiție. Mă rog, hai să zicem competiție puțin, să nu ne lăsăm pe... să nu ne pierdem dorința aceasta de mai bine. Dar colaborare pentru binele tuturor este extraordinar. Și încă ceva, e loc pentru toată lumea. E loc pentru toată lumea pe planeta asta. Pentru toți medicii, pentru toți profesorii, pentru toți coachii, pentru toate televiziunile, toți muzicienii. Este loc, că dacă ne uităm, încă astăzi sunt oameni care nu știu ce înseamnă aia coaching. Sau sunt oameni care încă n-au auzit, nu știu, că putem compune cu 7 note muzicale. Deci sunt, încă avem lucruri de descoperit. Mai rău decât toate, zic că sunt încă oameni împietriți. Oameni care nu-și dau voie. Da. Cred că asta este cel mai rău. Când rest, că se cheamă coach sau se cheamă, nu știu, oricum altceva, nici nu are atâta importanță. Important este să reușim să devenim din pietre oameni. Da. Și vom reuși. Cu siguranță, uite, cu atâta bucurie cu care vorbești, sigur, și cu atâta iubire, chiar mă uitam aici că ai avut un curs, cred, singura rațiune a vieții este dragostea. Ce frumos! Dar cred că altcineva a spus asta. Da, bine. Da. Am văzut că ai preluat și ai avut un curs. Preluăm lucrurile astea. Știi, când te uiți la mari oameni care au trăit, că practic timpul este relativ, așa, știi? Exact. Și nimic nu-i nou. Nimic nu-i nou sub soare, adică... Nimic nu, absolut exact. Nimic nu-i nou. Îl iubesc foarte mult pe Da Vinci, Leonardo Da Vinci, care a trăit acum 500-600 de ani și el desena floarea vieții. Și el a spus lucruri, a vorbit despre simplitate și a desenat cât a desenat și a spus lucruri. Brâncuș a vorbit despre simplitate. Einstein a vorbit despre puterea iubirii. Păi dacă Einstein, marele om de știință, a vorbit despre forța iubirii, păi cum să nu-l credem? Cum să spunem noi că că putem trăi fără iubire? Nu există așa ceva. Nu se poate. Noi suntem energie și iubirea asta, uite, dovada este că dacă ești îndrăgostit, muți munții. Că ai 20, că ai 15 sau 75 de ani, e aceeași energie. Iubirea îți dă această energie. Păi, hai să o folosim. Păi da. Chiar și, folosim în toate sensurile. Și chimic se produc niște transformări și noi ne transformăm atunci când iubim. Da, ce să spun, Laura, mare bucurie că ne-am întâlnit astăzi. Data viitoare ne vom pregăti o temă împreună, la alegerea ta, bineînțeles, și vom continua emisiunile. Cu dragă inima, abia te aștept. Cu mare drag. O să ne spui acum ce faci în viitor. Ai cursuri, ai conferințe, aici ai, spune-ne. Am cursul acesta pe care îl iubesc nespus și pe care îl... care este deschis. Pentru că este un curs cu foarte multă energie feminină, nu e nimic bătut în cuie, pentru că eu nu pot să fiu o tipă, eu nu sunt cineva care are un program fix așa. Deci cursul e unul la unul și în grupul care există la momentul respectiv. Deci așa. Oricând cineva poate să înceapă acest curs, durează 10 luni de zile, ne întâlnim săptămânal, unul la unul și în grup și facem minuni, trăim miracolele împreună.
Deci desenăm toate aceste elemente din geometria sacră și descoperim lucruri despre noi. Există o parte teoretică pe care eu am scris-o, m-am inspirat de la înaintași, dar nu, manualul practic este deschis, el se scrie în fiecare sesiune, pentru că fiecare ființă umană simte altceva. Corect. Și îmi place să las această portiță deschisă și ceea ce, deci accentul, obiectivul meu principal este să, ca oamenii să prindă curaj, femeia să prindă curaj să simtă. Este un... Spune-mi ce, oamenii vor întreba, ok, mă duc la acest curs, particip, ce rezolv cu el? Ce îmi rezolv cu el eu pentru mine? Este un curs despre iubirea de sine, da? Deci, iubirea de sine este un termen cam vehiculat și poate, aș putea să am putea spune că e puțin tocit, dar este de bază, da? Ce înseamnă această iubire de sine? Păi, în primul rând că eu aflu cine sunt. Și când știu cine sunt, știu și ce vreau. Dacă știu ce vreau, învăț să-mi pun limite, îmi cunosc valorile, îmi cunosc... pot să-mi pun obiectivele, îmi dau voie să visez, îmi dau voie să am relații frumoase și armonioase, adică o să mă împac pe românește așa, o să mă împac bine și cu soțul, și cu copiii, dacă sunt, mă accept pe mine și îmi dau mie voie să mă odihnesc când mi-e somn, o să fiu înțelegătoare și cu partenerul, că și el e obosit și are și el nevoie de timpul lui. O să-i dau voie copilului meu să-și urmeze calea. Nu o să mai fiu supărată pe mama soacră că, vezi, Doamne, cine ce-mi zice ea că e rea. Nu s-o înțeleg că are și ea durerile ei și o să-i spun, draga mea, eu te iubesc pe tine și te accept așa cum e și te iubesc că mi-ai dat un soț minunat. Și când ai spus lucrurile astea, parcă se întâmplă așa, știi... vezi că se moaie toate relațiile, devin că da. Cu floricele, așa, știi? E normal. Și atunci, de fapt, știi ce se întâmplă? Nu mai suntem bolnavi. Dacă cineva îți oferă iubire, tu nu poți nu să... Nu mai suntem bolnavi, nu mai suntem stresați, nu mai luăm medicamente. Acum, nu știu, îmi pare rău să spun, dar este o industrie foarte puternică care... Dacă eu nu sunt, în interior sunt echilibrată și în liniște și în pace, normal că e un mediu bazic, nu mai am acizi, nu mă mai doare stomacul, nu mai îmbătrânesc, îmi stă părul singur, nu trebuie să mă duc la coafor. Adică, știi, toate se întâmplă de la sine. Nu zic că nu mă duc la coafor deloc, mă duc ca să... Această stare de bine și de armonie se vede clar pe mine, se vede în sănătatea mea, plus că se reflectă și îi amprentez pe cei cu care interacționez. Da, uite, obiectivul meu numărul unu, dacă e să spun așa, este să lucrez cu femeia înainte de a face copii. Deci femeia, înainte de a deveni mamă, ca ea să poată să fie un spațiu armonios și echilibrat pentru copilul ei. Deci le aștept pe mamele, femeile care vor să devină mame, să lucreze cu ele, că este extraordinar. Atunci, știi, nu o să mai tratăm. Și ce o să facem atunci? Păi o să facem lucruri minunate. O să ne ocupăm de plăcerile noastre, de hobby-uri. O să avem timp să ne jucăm, să fim fericiți. Păi și nu o să te plictisești la un moment dat? Nu! Pentru că poate să-ți fie în fiecare zi din ce în ce mai bine. Foarte uite, desenez de 10 ani floarea vieții, jur, niciodată nu sunt două la fel. Niciodată. Și au fost mii de desene. Cuplul perfect, am încercat să-l copiez un desen după altul și n-am reușit. Deci noi nu suntem, nu există nimic la fel. Că și când faci... o supă, ea iese diferită în funcție de starea ta. Normal, normal. Da. Deci nu ne vom plictisi. Deci, Laura, cum te găsesc oamenii pe tine? Oamenii mă pot găsi... și să-ți mai spun un proiect care este foarte frumos.
și am început să lucrez la el. Pentru anul 2022 mi-am propus să fac o expoziție în 11 orașe din Braș, din România. Așa. În care să expunem cuplul perfect, aceste tablouri minunate. Vor fi probabil 74 sau 121 de tablouri, încă nu știu cât o să mă țină mușchii să pictez, să desenez. Și se vor plimba aceste tablouri, nu neapărat ca să fie vândute, ci ca să ducă energia asta a perfecțiunii și a cuplului perfect în toată țara. Deci am imaginat în drumul acestei expoziții, în funcție de spirala lui Fibonacci, o să plece din centrul țării, de la Brașov, bineînțeles, și să facem așa un tur peste tot, da? Vom mai vorbi poate despre acest proiect, că este încă bebeluș, are 2 săptămâni, am pus deja pe hârtie câteva idei și câțiva oameni de legătură. Dar este minunat, pentru că energia asta trebuie să ajungă peste tot, în cât mai multe locuri. Mă gândesc că pot fi tablourile și în birouri, și în școli, și în spitale, și în azile de bătrâni, peste tot unde este nevoie de această energie minunată, știi? Foarte frumos, foarte interesant. Da, este un proiect foarte frumos, la care visez de câțiva ani și acum începe să prindă aripi, și asta înseamnă că voi fi și eu acolo cu trup și suflet. Chiar mă gândeam că poate o parte din tablourile le voi desena la Brașov, la casă, la mine. E frumos. Așa că vă invit și pe voi la... Aveam prieteni acolo la Brașov. Da, la munte. Fiecare săptămână mă văd cu Cristian și cu Clarisa Brașoveni, amândoi scriitori. Așa, deci da. E un centru de interes la Brașov. Da, e un centru. Oamenii mă găsesc pe adresa mea, pe website-ul meu, lauracalus.com. Pe Facebook, pagina de Facebook. Pe Facebook, Laura Calus, am mai multe pagini, și la pagina de coaching și pagina cu cuplul perfect. Și am un grup, Floarea Vieții, Geometrie Sacră, unde sunt foarte activă, dar pentru că timpul meu practic nu prea există, eu sunt foarte prezentă. Deci oricine îmi scrie, răspund cu mare drag. Încă nu sunt chiar atât de ocupată încât să nu-mi ia să în săptămâna viitoare sau maxim peste 2 săptămâni ne revedem. Și atunci, dacă au întrebări, să le lase și ți le voi transmite cu drag, iar tu o să ne răspunzi, că n-ai încotro. Da, chiar cu mare drag răspund la întrebări, pentru că din exterior probabil că se vede altfel, știi? Eu sunt în interiorul problemei, în sursă, acolo nu mai văd care sunt problemele. Chiar îmi place să dau răspunsurile acestea care duc la sursă, că este chiar fascinant acest dialog. Îți mulțumesc cu mare, mare drag. Și eu îți mulțumesc din tot sufletul, abia aștept să ne revedem. Dumneavoastră vă mulțumesc și vă sugerez să studiați, să intrați și în zona asta de energie sacră, cu toate că eu știu foarte bine de geometrie sacră, cu toate că știu că aveți multe cunoștințe legate de zona asta, dar e bine să experimentați fiecare lucru care vi se pare nou, de care n-ați auzit sau poate nu i-ați dat atâta importanță. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Vă promit aici cu Laura împreună că ne vedem, ne revedem, dacă nu săptămâna viitoare, ca să-ți las un pic de timp și să apuc să-ți dau întrebările la emisiunea de astăzi, atunci peste 2 săptămâni cu siguranță ne veți revedea. Vă doresc să aveți o seară minunată și ție la fel. Vă mulțumesc mult! Seară bună! La revedere! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv.
adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.